Și-au revenit. După eșecul de pe teren propriu cu CSM Călăraș, elevii lui Leonard Bibiric s-au mobilizat și au reușit să mai bifeze o victorie. În prima parte a meciului a fost un oarecare echilibru, la pauză diferența fiind de 6 goluri. În repriza a doua, vasluienii au făcut instrucție cu gazdele. Vasluiul a avut pe tabela de marcaj și un avans de 18 goluri, moment în care tehnicianul a trimis în teren și ceilalți jucători prezenți pe banca de rezerve. Ploieștenii s-au resemnat cu situația, în timp ce echipa vasluiană a ținut să demonstreze că merită să rămână în cursa pentru promovarea pe prima scenă handbalistică a țării. Au marcat Suțu 8 goluri, Cotinghiu 6, Hagiu 5, Sabin Ignat, Marius Ignat câte 4, Sandu Iacob, Barac, Moldovanu, Bejinariu câte 3, Soare 2, Ragea și Acatrinei câte 1 gol. În ultima etapă, Handbal Club Vaslui va întâlni liderul clasamentului, Știința 2 Bacău.